Un nume-mi place să ascult, de el aș vrea să cânt, ca numele Iisus Hristos, nu-i altul pe pământ. Îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, pentru spune numele iubit, cum e dumnezeiesc, ce-n locul meu a fost jertfit, ca-n veci eu să trăiesc. Îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, pentru el m-a iubit. Îmi spune ce dă Hristos în fiecare zi, deși e Duhul întunecos, cu el va străluci. Îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, pe Iisus, pentru el m-a iubit. Îmi spune că iubirea lui ajută în tristări și că puterea Domnului mă scapă de durere. Îl iubesc pe Iisus, pe Iisus, iubesc pe Iisus, pentru el m-a iubit. Amin. În cartea Apocalipsa, Ioan vede scena din cer când cartea istoriei omenirii, cartea istoriei mântuirii, era pecetluită cu 7 peceți și în cer s-a ridicat o întrebare: cine este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile? Cine este vrednic să aducă mântuirea pentru oameni? Și Ioan spune că nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ. Și atunci a plâns, pentru că soarta omenirii era pecetluită pentru dezastru veșnic. În momentul acela, spune Ioan, am văzut pe cineva și tot cerul a izbucnit în cântare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească lauda, cinstea, slava, puterea și bogăția în vecii vecilor. Amin. Cântarea 8 declară adevărul acesta: tu ești vrednic, tu ești vrednic, slavă și cinste să-ți dăm, tu ești vrednic de închinare și să te adorăm. Cântăm împreună cu orchestră. Yeah.
Împărățește îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare. Râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnici ale mării, este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Amin. Casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Și înainte de a merge mai departe, vom avea un moment de rugăciune. Sfințenia este podoaba casei Domnului. Și în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să sfințească viața fiecăruia, casele noastre și biserica în întregime. Biserica Domnului de pe toate meridianele pământului. Ne rugăm să fie o vreme în care ne asemănăm cu Tatăl nostru, pentru că Biblia ne spune din partea lui Dumnezeu, eu sunt sfânt, de aceea și voi fiți sfinți în toată purtarea voastră. Ne întoarcem și formăm grupuri mici de 2-3 persoane, 4, la balcon, pe același nivel, aceeași treaptă, venim înaintea Domnului în rugăciuni cu voce tare, suficient ca să nu deranjăm pe alții și suficient ca să ne audă cei din grupul în care ne rugăm. Venim înaintea Domnului în grupuri de rugăciuni. Ne închinăm înaintea Ta, Părinte Ceresc, și Îți mulțumim, Doamne, pentru harul și dragostea Ta pe care le reverși peste noi. Îți mulțumim, Doamne, că și în această după-amiază putem să fim în casa Ta, să ne închinăm Ție. Te rugăm, Doamne, ca să ne sfințești. Te rugăm, Doamne, ca să ne curățești. Te rugăm, Doamne, ca să ne vorbești. Binecuvintează închinătorii, Doamne. Binecuvintează slujitorii casei Tale, Doamne. Te rugăm pentru fratele Paul să-l întărești, să-i dai cuvânt din partea Ta. Iar nouă, celor care vom asculta, dă-ne urechi deschise, inimi deschise. Ajută-ne, Doamne, ca să-ți primim cuvântul și să te lăudăm, să avem o viață curată și sfântă, plăcută Ție. Binecuvântat să-ți fie numele în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile și corul va da slavă Domnului. Yeah.
Mulțumim Domnului că ne dă ocazia să fim din nou în casa Lui, la închinare, la rugăciune, la ascultarea cuvântului. Și de fiecare dată când ne adunăm, sunt motive de bucurie. Unul dintre aceste motive, am vrea să-l anunțăm încă o dată în seara aceasta, este ceea ce va urma conferința Vovadis, care înseamnă unde mergi. Este o conferință care deja devine tradițională la Universitatea Emanuel și care va avea loc în perioada 21-23 aprilie, de joi până sâmbătă. Se așteaptă aproximativ 300 de tineri din toată țara care vin la un timp de părtășie de a cunoaște ce se oferă și ce se întâmplă la Universitatea Emanuel. Și acest lucru este extrem de benefic pentru ei, pentru că doar dacă auzi despre, e un lucru, dacă ajungi să vii să vezi, este cu totul diferit. Dar acești tineri au nevoie de cazare și din nou Biserica Emanuel este chemată să răspundă. Avem nevoie de frați și surori care să poată să ofere cazare pentru două nopți, iar micul dejun să fie asigurat în cadrul acestei cazări. Cina, practic prânzul și cina sunt asigurate la Universitatea Emanuel. De aceea, pentru cei interesați și doritori să găzduiască tineri care vor veni la această conferință, v-am rugat frumos să rămâneți câteva minute la terminare. Fratele Ionică Fotea va fi aici jos și va putea face înscrierea persoanelor la care avem nevoie de număr de telefon și aproximativ zona. Sunt câteva informații care fratele Ionică o să le dea fiecăruia care veniți. Dar este un moment deosebit la care din nou biserica poate să răspundă și să oferim cazare cu dragoste acestor tineri. Fratele păstor Petrică Vidu este la Chișinău Criș, fratele Doru Napiuc este la Arad, la Biserica Șega, și ne gândim la dânsii și ne rugăm ca Domnul să le dea putere în vestirea cuvântului. Amin? Următorul serviciu divin este joi seara, de la ora 6. Vineri seara, așa cum se știe, este închinarea tinerilor, toți cei care doriți să participați și care vă simțiți tineri. De la ora 6, închinare și studiu Sfintelor Scripturi. De asemenea, duminica viitoare avem programul obișnuit de la ora 9, la ora 12, de la ora 9 la 10, cursul de cateheză, jos va continua, iar seara este de la 5 la 7, ca de obicei. S-a anunțat, cred că și dimineață, sora Chereji Maria, în vârstă de 81 de ani, a plecat la Domnul. Luni seara va fi un serviciu de priveghi, iar mormântarea se anunță pe marți, dar nu avem încă orele exacte și se vor anunța în cadrul emisiunilor Radio Vocea Evangheliei. Continuăm închinarea, lăudăm pe Domnul din cântarea 350 și închinându-ne cu darurile noastre de bunăvoie, care este o formă practică de a mulțumi Domnului pentru ceea ce ne dăruiește și vine din partea Lui. Cântarea 550, Când mă las pe brațul Domnului. Domnului, fericit mă simt, pace eu primesc, când mă las pe brațul Domnului, eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul lui, eu sunt sigur, când mă las pe brațul Domnului, cât de dulce e călător să fiu, când mă las pe brațul El, da, mi-a o știu, când mă las pe brațul Domnului, eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul Lui, eu
brațul Domnului, eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul Lui, eu sunt sigur, când mă las pe brațul Sunt sigur că mă las pe brațul Domnului, este un adevăr la care biserica răspunde, amin. Vă spunem bine ați venit la închinarea de duminică seara, într-o seară de primăvară. S-ar fi anunțat ploioasă, dar e numai noroasă. Și când e noros, unii trag a oboseală și a moleșală. Așa că ne rugăm ca în seara aceasta Duhului Dumnezeu să ne învioreze. Dacă te-ai așezat lângă cineva care, biruit de moleșală, dă semne de clătinare, am să vă rog să îl sprijiniți cu toată hotărârea să nu cadă. Ne bucurăm să îl salutăm pe fratele Alan Penrose împreună cu un grup din țara Galilor. Este una dintre cele mai frumoase părți ale Regatului Unit a Marii Britanii. Galezii sunt cei care aduc energie în Marea Britanie. Sunt oameni mai cu vlagă, mai cu energie, mai cu dinamism. Și fratele Alan e tânăr și încă îi plac drumurile peste continent. Să-l binecuvinteze Domnul împreună cu cei care îl însoțesc. Vom asculta două cântări interpretate de orchestră, după care vom asculta mărturiile unui grup dintre cei care vor păși în apa botezului în dimineața de florii. Când sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim, vom avea și un botez nou testamental și în întâlnirile bisericii până atunci vom avea câte un grup care va depune mărturia întoarcerii la Domnul. După mărturia lor, va cânta corul bărbătesc și apoi fratele Alan va avea un cuvânt de salut pentru biserică. Sper că cel care traduce, traduce ce am spus eu. We will have the orchestra playing two songs, then we'll have the testimony of those who will be baptized, a small group, then the male choir, and then you'll be invited to have a word of greetings. I hope that this is what you heard in the headsets. Ok. Pentru că se traduce și uneori poate să spună odată a vorbit predicatorul și de două ori am auzit eu. Dacă sunteți din alte părți, fiți binecuvântați de Domnul. Nu știu dacă puteați găsi un lucru mai frumos de făcut decât să petreceți o seară în casa Domnului. Ascultăm orchestra, apoi mărturiile, corul bărbătesc și fratele Alan. Thank you.
Să-i binecuvinteze Domnul. Nu știu dacă de acolo de unde sunteți dumneavoastră se văd și juniorii din orchestră. Unii sunt cam de aceeași dimensiune ca instrumentul. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul și să binecuvinteze lucrarea și slujirea lor. Urmează mărturisirile și le ascultăm, pentru că dintre toate minunile din universul acesta, minunea mântuirii este cea mai mare. Toate celelalte Dumnezeu le-a putut face din cer. Doar ca să ne mântuiască, a trebuit să vină pe pământ. E minunea minunilor și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze mărturiile acestea. Amin. Pace. Numele meu este Bejan Mariana și am 43 de ani. M-am născut în localitatea Bicaciu și provin dintr-o familie ortodoxă. Sunt căsătorită cu Daniel, iar Domnul ne-a binecuvântat cu o fică. Până anul acesta am trăit departe de Dumnezeu, însă mulțumesc Domnului că m-a dus în această casă de rugăciuni, unde în săptămâna de evangelizare, ianuarie acestui an, am simțit pentru prima oară prezența Duhului Sfânt. În 24 ianuarie, la predica de dimineață, am luat hotărârea să-L primesc în inima mea pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal și am mers în fața amvonului cu frații care ne-au invitat la evangelizare. Mulțumesc Domnului că soțul meu a fost cercetat mai dinainte. Ei au fost împotrivitoare. Până în acest an, de fiecare dată când citea Biblia, fapt pe care îl recunosc și îmi cer iertare Domnului. Mă rog ca Domnul Iisus să ne ajute ca familie să-L urmăm toată viața noastră cu credincioșie. Mă rog și pentru fica noastră ca într-o zi să fie mântuită în Iisus Hristos și să aibă pacea Domnului. Asemenea și pentru mama, sora și frații mei cu casele lor să-L cunoască pe Domnul. Aș vrea să vă citesc versetul 30 din Psalmul 119. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Amin. Numele meu este Bejan Daniel, am 47 de ani. M-am născut în localitatea Bicaciu, unde am cunoscut-o pe soția mea, Mariana. Suntem căsătoriți din anul 1988, iar Domnul ne-a dăruit o fiică. Provin dintr-o familie ortodoxă, însă mama s-a întors la Domnul în anul 2002. Am trăit în mersul lumii acesteia, trecând prin multe încercări grele, dar în anul 2004, la îndemnul mamei mele, am început să citesc Scriptura. Totodată, lăsându-mă de cele lumești și având o tot mai mare dorință de a mă apropia de o biserică unde să pot primi învățătură din Sfintele Scripturi. Însă am avut unele pedici până în acest an. Într-o zi din ianuarie, soția mea ajunge acasă și îmi spune că duminică vom merge la Biserica Emanuel la evangelizare, fiind invitați de un consătean frate din această biserică. Mărturisesc că am rămas surprins și am mulțumit în gândul meu Domnului pentru acest lucru. Am venit la evangelizare și din prima zi cuvântul lui Dumnezeu ne-a cercetat, primindu-L astfel în inima noastră pe Domnul Iisus ca Domn Mântuitor. Mă rog, pentru ziua când voi putea spune și eu la fel ca Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Mă rog pentru tatăl meu, pentru fratele meu cu casa lui, ca să fie mântuiți. Aș vrea să citez un verset care mă întărește din cartea Daniel, capitolul 11, versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul lor, vor rămâne tari, vor face mari isprăvi. Amin. Mă numesc Bălean Ecaterina, locuiesc în Oradea, m-am născut în satul Sititelec și am 65 de ani. Provin dintr-o familie de catolici și am 4 copii. Locuiesc în scară cu părintele Viorel Nemeș și într-o zi l-am întâlnit și m-a întrebat că de unde vin. I-am spus că vin de la Biserica Emanuel și mi-am cerut iertare de la dânsul, zice, duceți-vă dumneavoastră unde gândiți dumneavoastră că este bine pentru dumneavoastră. De la 17 ani sunt văduvă și până în anul acesta am trăit departe de Dumnezeu. Însă îi mulțumesc Domnului că m-a adus în această casă de rugăciuni, vin din casa Domnului de la 1 ianuarie 2016.
m-a invitat la evangelizare tușa de aici, Dogarul Raveica, și în 20 ianuarie după masă m-am predat Domnului. Mie îmi place în această biserică și rugăciunile și cântările și pastorii și frații care se roagă. Mă rog ca Bunul Dumnezeu și Iisus Hristos să mă întărească și îi mulțumesc Domnului pentru această zi minunată. Îmi doresc ca și copiii mei să mă urmeze în această biserică și aș vrea să citesc din Plasmi 118 cu 26. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Să ajungă cererea mea până la tine, izbăvește-mă după făgăduința ta. Amin. Pace, mă numesc Oșma Patricia și am 16 ani. Îi mulțumesc Domnului pentru mila, dragostea și răbdarea pe care El o are și a avut-o cu mine. Dumnezeu, prin îndurarea Lui cea mare, m-a iubit încă de când nu existam și a pregătit un plan special pentru viața mea. El m-a binecuvântat într-un chip nemeritat, dăruindu-mi o familie creștină, unde am învățat despre Domnul Iisus. M-a binecuvântat cu niște părinți care m-au iubit și care de mică m-au adus la casa Lui Dumnezeu. Îi sunt recunoscătoare Lui pentru toată grija care a avut-o cu mine, pentru faptul că El mă iartă și pentru promisiunea că dacă voi rămâne pe calea Lui, îmi va pregăti un loc în cer. Cu trecerea timpului, deveneam conștientă de faptul că sunt o păcătoasă și că viața mea poate fi salvată doar prin sângele Domnului Iisus, care a murit pentru mine. Începeam să înțeleg că sunt doar pământ, că viața mea e ca un abur care se arată puțin și apoi piere. Deveneam tot mai conștientă de faptul că Dumnezeu poate să-mi ia viața și dacă eu nu voi preda inima și viața în mâinile Lui, voi merge în iad. Dar cu toate acestea, cel rău nu doarme și mă făcea mereu să cred că mai am timp. Îmi argumentam această idee prin orice metodă, până când, de aproape un an, am devenit conștientă că timpul nu e al meu, ci al Domnului, că El poate să mă cheme și eu n-aș fi pregătită. Astfel, am început să vorbesc cu Domnul Iisus în fiecare zi, în cuvântul Său, găsind răspuns tuturor întrebărilor mele. Îi sunt recunoscătoare Lui pentru biserica în care m-a așezat, pentru rugăciunile părinților mei cu privire la mântuirea mea, pentru exemplul pe care ei mi l-a oferit. Mă rog Lui ca să mă facă să fiu lumină pentru cei din jurul meu, ca lumea să vadă în mine că sunt copilul Lui Dumnezeu. Deși alergarea mea împreună cu El abia a început, îl rog să mă schimbe pe deplin și să mă întărească și să mă țină curată pe calea Lui. Amin. Unii în zorii tinereții, alții în floarea vârstei, alții după 60 de ani, cercetați de dragostea acelui Tată Ceresc. Să-i binecuvinteze Domnul și să le asculte rugăciunile, să-i țină tari pe urmele Domnului Iisus și să-i ajute să câștige suflete. Pentru că Biblia ne spune, cel înțelept câștigă suflete. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și dacă și-ar pierde sufletul, ce-ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul lui? Ne rugăm ca și în seara aceasta Dumnezeu să mântuiască alte suflete și să ne întărească pe toți cei mântuiți ca mărturii bune pentru harul Lui. Amin. Corul bărbătesc și apoi fratele Alan Penrose. Dumnezeu este acul meu, Dumnezeu
Cristian de pe calvar, scrump și fulmere sunt eu, însă steagui Dumnezeu, însă steagui Dumnezeu. Dumnezeu e steagul meu, Dumnezeu e steagul meu, aleluia, aleluia, aleluia. 6000 de ani în urmă, Iisus s-a luptat. Când cu flăcări, când cu lei, când cu oameni, când cu zei, când cu însăși pașii mei. Dumnezeu e steagul meu, Dumnezeu e steagul. Steagul altului pleacă-ți fruntea-n fața lui. Tu ești lut și lut sunt eu, însă steagui Dumnezeu, însă steagui Dumnezeu. Aleluia, aleluia. It's good to be back here in Emmanuel. Este bine să mă întorc înapoi la Biserica Emmanuel din Oradea. And how lovely to hear the testimonies from these people. Și a fost un moment deosebit să ascultăm mărturiile acestor oameni. And we at our church just having a new baptistry. Și noi tocmai ce ne-am construit un spațiu pentru pentru botez. Ours is leaking. Cel vechi avea scurgeri. Just as well we haven't had anybody baptized this year and it's a great pity. Dar din păcate încă n-am avut pe nimeni care să fie botezat în el anul acesta. Și acest lucru este we are now doing some work on it. We are repairing it. Dar lucrăm la el, îl reparăm, vrem să-l facem funcțional. And I hope when I come back next time I can tell Pastor Paul we've had people baptized. Și sper din toată inima că anul viitor sau data viitoare când mă întorc să putem să spunem am avut oameni care s-au botezat, au fost botezați acolo. Sadly, Wales is a poor place for churches. There are good churches and I know one of our brothers here tonight comes from a very good church in Țara our Galilor, city of Cardiff. Țara Galilor, din păcate suferim pe plan spiritual, cu toate că găsim încă biserici care sunt în viață și avem și pline de viață. But if you look through Wales, it's a sad story. Dar din păcate în țara noastră este o poveste tristă legată de viața spirituală. 112 years ago, Wales had a tremendous revival. În urmă cu 112 ani am văzut și am trăit și am experimentat ca țară o trezire spirituală. And we are praying that God will return and move our country. Și ne rugăm ca Domnul să se întoarcă, să ne reviziteze țara și să ne întoarcă spre El. But it must start with us praying. Dar începe cu fiecare dintre noi, cu noi pe genunchi, în rugăciune. I gave my testimony a long time ago, 65 years ago. În urmă cu 65 de ani mi-am depus și eu mărturia întoarcerii la Domnul. I was a very little boy. Eram un tânăr. And I remember hearing recently about Billy Graham's wife. They were returning home from a meeting. Mi-aduc aminte că am auzit o povestire despre soția fratelui Billy Graham care se întorcea de la o întâlnire. They'd gone home and they'd driven through these roadworks.
și conduceau pe niște drumuri unde erau reparații. And as they came to the end of the roadworks, it said there, "Thank you, end of construction. Thank you for your patience." Și la sfârșitul, la capătul drumului care era în reparații, era o tablă care spunea: "Sfârșitul reparațiilor, mulțumim pentru răbdarea care ați avut-o." And she said, "I want that on my gravestone." Și Ruth a spus: "Aș vrea acest lucru să fie pe piatra mea funerară." And I think we could all say that because the Lord, although I was converted 65 years ago, the Lord is still working in my life. Și pot să vă spun, frați și surori, că chiar dacă în urmă cu 65 de ani l-am primit pe Domnul, încă și astăzi Domnul lucrează în viața mea. Yes. And we've been coming back and forth here now for so many years. This trip is our 154th trip. Este a 154-a vizită pe care o facem în țara noastră. But the Lord has blessed us more than you can imagine. Dar să știți că binecuvântările care le-am primit noi din partea Domnului sunt extraordinare. We've helped churches and hospitals and schools and poor people and orphanages. Am putut să ajutăm biserici și oameni săraci și orfelinate și școli. And we've seen the Lord provide in amazing ways. Și am văzut cum Domnul a adus și a dat binecuvântare într-un chip extraordinar. And we shouldn't be amazed because that's the God we have. Și într-un fel n-ar trebui să fim așa de uimiți de ceea ce face Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu extraordinar care poate face aceste and lucruri. And we've been really blessed. Dar am fost extrem de binecuvântați. My wife wrote a book. Soția mea a scris o carte. And it tells about the wonderful ways we've seen God at work. Și în cartea aceasta descrie o multitudine de evenimente și de experiențe pe care le-am văzut cu Dumnezeu. And it's amazing if you had read this book, but we'll have to have it translated into Romanian. Și ca să puteți citi cei mai mulți dintre dumneavoastră, probabil că ar trebui să o traducem în limba română. And the way God has worked in so many ways and answered prayers. Și în carte soția a descris modul în care Dumnezeu practic a răspuns la atâtea rugăciuni ale noastre. And all I can say is that the Lord has blessed all of us, our people here, the others of our team, more than you can imagine. Și atât putem să vă spunem, frați și surori, că Dumnezeu ne-a binecuvântat așa de mult, mai mult decât ne puteam și vă puteți imagina. And David prayed a prayer, Psalm 51. Și David are o rugăciune în Psalmul 51. He also wrote that lovely Psalm 139 that was quoted in the testimony. De asemenea, am auzit o referință la Psalmul 139, tot un psalm al lui David. And Psalm 51 says, you read it? The whole psalm? No, just verse 1. Sorry, verse 1. Psalmul 51 cu versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. That was David. David, a wonderful man of God, and yet he fell. But the Lord said, rescued him. David, care era un om al lui Dumnezeu, și totuși a căzut, a falimentat și Dumnezeu vine și reabilitează. And the second part of that verse says it. Because of your unfailing love. Și fratele Cornulescu l-a tradus: după îndurarea ta cea mare, datorită îndurării tale cele mari. And that's our Lord's love for each one of us here tonight. Unfailing love. Este o dragoste care nu va falimenta și nu ne va abandona niciodată. Dragostea lui Dumnezeu. And that's what we pray for each one of you, that you'll know the Lord's unfailing love. Și ne rugăm, și rugăciunea noastră pentru noastră ca biserică este ca fiecare să cunoașteți această dragoste, această îndurare a Domnului cea mare. We have a prayer meeting before church every Sunday night, well every Sunday morning and night. În fiecare duminică înainte de serviciul bisericii avem o întâlnire în care stăm și ne rugăm. And we pray that each Sunday that the Lord will save somebody. Și ne rugăm în fiecare duminică ca Domnul să mai mântuie oameni. Why not today, Lord? Doamne, de ce nu astăzi să aduci și să mântui încă oameni? Thank you for allowing us to share this with you. Thank you for your prayers for our team and Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim pentru oportunitatea care ne-a dat să slujim în mijlocul nostru. Dumnezeu să o binecuvânteze. A 154-a vizită. Ce memorie extraordinară are.
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care slujesc pe toată fața pământului. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să dăm mâna unii cu alții, salutați-i pe cei din stânga și dreapta, spuneți-le un cuvânt frumos în numele Domnului și nu lăsați pe nimeni să fie străin în casa lui Dumnezeu. Cântarea 262, o zi în casa ta, Părinte minunat, pe mii de ani n-aș da în cel mai scump palat. Cântarea 262. O zi în casa ta, Părinte minunat, pe mii de ani n-aș da în cel mai scump palat. Vom sta cu tine în veșnicii și să deschidem Scripturile la Epistola lui Iacov, capitolul 3. Epistola lui Iacov, capitolul 3, pagina 1189 pentru copii. Citim cele 18 versete din capitolul 3 și apoi stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem cuvântul și să trăim cuvântul lui Dumnezeu. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Lorand Horvat. Este la balcon, în tronsonul mic de la mijloc. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte.
Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră invidia amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Părintele nostru ceresc, îți mulțumim pentru că putem să deschidem Scripturile. Mulțumim, Doamne, că prin ele vrei să torni în inima fiecăruia dintre noi înțelepciunea care vine de sus. Amin. Am vrea, Doamne, ca aceasta să se manifeste mai întâi de toate în vorbirea noastră. Amin. Te rugăm, ajută-ne, că atunci când deschidem gura să spunem un cuvânt care să fie dres cu sare, cu har, da, Doamne, care să ridice, care să binecuvinteze. Da, Doamne. Învață-ne, Doamne, ca să trăim călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Îmbrăcați în blândețe, fiind pașnici, plini de dragoste unii, da, pentru, Doamne, alții. Acum când stăm în fața cuvântului, te rugăm în numele Domnului Iisus, vorbește-ne, amin, binecuvintează-L pe fratele Paul, amin, și te rog, pregătește inima noastră să fie un pământ bun. Amin. Am vrea să fie rod în urma cuvântului semănat, da, în seara aceasta. Te rog din toată inima pentru cei ce s-au depărtat de tine să-i apropii. Doamne, te rugăm. Doamne, pe aceia care au căzut pe cale, te rugăm să-i ridici. Amin. Și te rog, Doamne, pentru aceia care merg frumos, să-i păzești până la capăt. Amin. Îi aducem înaintea Ta pe cei care au mărturisit în această seară. Ajută-i, Doamne, să țină până la capăt stindardul Evangheliei, să fie păziți de orice cădere. Amin. Te rog, Doamne, să-i faci câștigători de suflete, te rugăm, și roada Duhului, Doamne, Sfânt să fie vizibilă în viața lor. Amin. Rămâi bucuria noastră. Te rugăm. Vorbește-ne și binecuvintează-ne. Da, Doamne. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt din nou acasă, după o călătorie în Germania, la evangelizări împreună cu bisericile baptiste și penticostale din zona Nürnberg, cu bucuria de a vedea sute de oameni adunați la oaltă să asculte Evanghelia și cu bucuria de a vedea mulți oameni întorși la Domnul. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul și pe cei împrăștiați printre popoare și pe cei care am rămas acasă. Ne rugăm să binecuvinteze Dumnezeu și țara în care ne-a așezat și să aducă peste ea vremuri de mântuire. Cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna cealaltă vom avea conferința pentru tineri. Și în fiecare an, scopul principal acestei conferințe este să prezentăm Evanghelia Mântuirii tinerilor din toate părțile țării. În anii trecuți au venit tineri care s-au întors acasă mântuiți. Când au ajuns acasă, schimbați, transformați prin Harul lui Dumnezeu, în bisericile lor s-au produs transformări spirituale în alți tineri. Ne rugăm ca și în anul acesta Domnul să mântuiască tineri și ne rugăm să folosească generația tânără pentru lucrări mari în România, peste hotare și venirea Domnului să ne găsească într-o nouă variantă, o nouă formă de trezire spirituală. Amin. Vă mulțumim pentru că veți deschide casele.
În fiecare an, Biserica Emanuel a avut mai multe case deschise decât tineri care au avut nevoie de găzduire. Este varianta cea mai fericită. Varianta jenantă este când ai tineri care au nevoie de gazdă și nu sunt gazde. Varianta fericită este când gazdele se duc acasă și spun: am vrut să primim, dar nu s-au mai ajuns musafiri pentru noi. Și în cazul acesta, jertfa a fost primită și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă rugăm și cu ocazia aceasta să vă deschideți și inima și casele, pentru că nu știi dacă nu cumva în săptămâna aceea tânărul sau tinerii care au intrat în casa ta vor fi cei pe care i-a rânduit Domnul pentru mântuire și să te întâlnești în glorie cu ei și să spună: atunci când am găzduit la dumneavoastră acasă, am fost la conferința tinerilor, conferința de primăvară, atunci m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. Să binecuvinteze Domnul și biserica și musafirii. Amin. Iacov, capitolul 3. Epistola lui Iacov ne ajută să înțelegem care este credința adevărată. Care sunt probele pe care le administrează Dumnezeu ca să ne demonstreze dacă avem o credință falsă sau o credință adevărată. Astăzi am ajuns în capitolul 3 și ne vom uita la proba specială care dovedește ce fel de credință avem. Înainte de a intra în subiectul mesajului, am 3 întrebări. La 2 dintre ele, am să vă rog să ridicați mâna ca răspuns. La una dintre ele am să vă rog să nu ridicați mâna. Când vă rog să nu ridicați mâna, asta înseamnă că răspunsul îl dă fiecare în inima lui înaintea Domnului, dar acela la care ridicăm mâna este o formă de mărturie a ceea ce se întâmplă sau prin ceea ce trecem. Așa că am prima întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost jigniți cel puțin o dată în viață de cineva sau cineva v-a vorbit cel puțin o dată în viață de rău? Dacă ați fost jigniți cel puțin o dată sau v-a vorbit de rău? N-a rămas nimeni. Deci trăim toți pe pământ. Cum te-ai simțit când te-a jignit cineva și ți-a spus vorbele acelea care te-au durut, care te-au rănit, care te-au făcut să sângerezi pe dinăuntru? Sau ai aflat că te-a vorbit de rău și a spus lucruri urâte despre tine? Cum te-ai simțit când le-ai aflat? Întrebarea numărul 2, la care vă rog să nu ridicați mâna. N-am să ridic nici eu. Câți dintre noi am jignit noi pe cineva? Și am vorbit noi de rău pe cineva? Vă rog să nu ridicați mâna. A treia întrebare. Câți dintre dumneavoastră, asta e cu ridicare de mână, ați fost la doctor la consultație și în timpul consultației doctorul te-a rugat să deschizi gura și să scoți limba? Mâna sus dacă te-a rugat doctorul să deschizi gura să scoți afară limba. Mulțumesc! Avem mulți medici în biserică și să-i binecuvinteze Domnul. Și ne rugăm să fie cei mai buni medici din toată țara. De ce îți cere doctorul să scoți limba, să se uite la limbă? Pentru că în funcție de aspectul limbii, doctorul își dă seama de starea sănătății tale. Aspectul limbii vorbește despre starea sănătății trupului tău. În seara aceasta ne vom uita la limbă, nu din perspectiva doctorului, ci din perspectiva Scripturii. Pentru că așa după cum aspectul fizic al limbii spune ceva despre trupul nostru,
aspectul spiritual al limbii noastre spune multe lucruri despre credința noastră. Este o legătură extraordinară între limbă și credință. Noi suntem ființe cuvântătoare. Ne deosebim de necuvântătoare prin faptul că Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta să ne folosim limba și să avem o vorbire articulată. Specialiștii care se ocupă cu studiile de tot felul și mai ales pasionat de statistici au ajuns la concluzia că un om obișnuit folosește a cincea parte din viața lui sau a ei vorbind. A cincea parte din viață o folosim vorbind. Vorbim atât de mult încât dacă s-ar scrie toate cuvintele pe care le rostim în medie într-o zi, la sfârșitul zilei fiecare dintre noi ar avea o carte de 60 de pagini scrisă. Deci, la sfârșitul zilei, dacă s-ar scrie tot ce ai vorbit, ai avea o carte de 60 de pagini. Dacă s-ar aduna toate acestea, într-un an de zile, fiecare ar avea 123 de cărți a 400 de pagini fiecare. Și la sfârșitul vieții ai avea o bibliotecă așa de mare că nu ți-ar încape nici în casă, nici în curte, nici în stradă în fața casei. Dacă s-ar scrie tot ce vorbim, partea pe care o subliniază Biblia este că niciunul dintre acele cuvinte nu se pierd. Dacă nu se consemnează pe pământ, ele se consemnează în arhiva cerului. Și Biblia ne spune că va veni o zi în care fiecare dintre noi va da socoteală, nu pentru fiecare carte, ci pentru fiecare cuvânt. Când Iacov vorbește despre acest aspect a vieții noastre, începe prin a sublinia responsabilitatea conducătorilor duhovnicești, a predicatorilor, a învățătorilor, a celor care propovăduiesc sau care dau învățătură. Și spune așa, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Mai aspră decât cine? Decât cine vor fi mai judecați învățătorii? Vor fi judecați mai aspru. Vom primi o judecată mai aspră. Este un termen de comparație aici. Mai aspră decât a cui? Tare. Decât cei care primesc învățătură. Deci cei care dau învățătură vor primi o judecată mai aspră decât ascultătorii, decât învățăceii. Și Iacov spune, frații mei, nu dați buzna, nu vă pripiți să vă dați drept învățători. Acum, în contextul în care scrie Iacov, celor 12 seminții împrăștiate, credincioșilor din Ierusalim, învățătorii aveau un anumit respect social. Dacă erai rabin, dacă erai învățător,
Erai văzut oarecum cu respect de către ceilalți. Și poate să fie ispita aceasta să crezi că dacă vei ajunge predicator, vei fi mai respectat. Și să te duci înspre această activitate, această formă de lucrare, din dorința de a avea o poziție socială mai respectabilă. Iacov spune, atenție, dacă te duci în direcția aceasta, vei avea parte de o judecată mai aspră. De ce sunt mai aspru judecați învățătorii? Pentru că Apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 11, spune: cine vorbește să vorbească cuvintele lui? Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu? Responsabilitatea celui care dă învățătură este să dea învățătură în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este răspunzător înaintea lui Dumnezeu și este răspunzător înaintea oamenilor. Întoarceți-vă, rog, la 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 4. De la versetul 13 la versetul 16. Pavel îi spune lui Timotei: până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Versetul 15. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Pavel îi spune lui Timotei: fii cu luare aminte, fii atent. Ai grijă ce-ți iese pe gură. Ai grijă ce învățătură dai altora. Doi Timotei 2:15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Când te-ai ridicat să vorbești, Dumnezeu se uită dacă vorbești cuvintele Lui și dacă împarți drept cuvântul adevărului. Nu opiniile tale, nu frustrările tale, nu poveștile tale, ci să împarți drept cuvântul adevărului, pentru că ai slujba aceea ca o slujbă duhovnicească. Vreau să vă mărturisesc că nu am avut niciodată emoții mai mari decât atunci când predic. Unii poate că sunt surprinși de faptul că atunci când mă duc la evanghelizări, nu rămân la masă. Pentru că nu pot mânca. Îmi este strâns stomacul ca un ghem. Și le spun celor care mă cheamă la evanghelizări și mă cheamă și la masă, spun: vă rog să alegeți. Ori predic, ori mănânc. Nu le pot face pe amândouă. Și toți aleg să predic. Așa că vin acasă flămând. Pentru că nu pot mânca datorită emoțiilor. Emoție. Pentru că dacă am spus ceva ce nu este corect înaintea lui Dumnezeu, în dreptul meu în cer, se consemnează că n-am împărțit drept cuvântul adevărului, că n-am vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Și vă mărturisesc că mi-e teamă
În același timp, îmi aduc aminte de anii copilăriei când, la Burzuc fiind, veneau musafiri și cum se obișnuiește la o biserică mică de țară, dacă a venit cineva, frații insistă să le spună ceva. Și venea câte unul la amvon și spunea: fraților, eu nu m-am așteptat să vorbesc astăzi și nu m-am pregătit. Dar dacă frații au insistat să vorbesc, o să spun și eu câteva cuvinte. Și o să mă mărginesc scurt pe marginea textului ca să aibă loc și antevorbitorii mei. Și mărginindu-se scurt pe marginea textului, cei care au fost la țară știți limbajul acesta, mărginindu-se scurt pe marginea textului, o lua de la Geneza până la Apocalipsa și însă i l-a dezlânat tot felul de povești. Că nu s-a așteptat să vorbească și nu s-a pregătit să vorbească. Dar dacă frații au insistat, dragilor, învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu nu este o formă de viață socială, de club. Este o lucrare deosebit de serioasă. Și Apostolul Pavel spune că el, Domnul i-a dat pe unii păstori și pe alții învățători pentru zidirea sfinților, pentru desăvârșirea lor. Chemarea aceasta este o chemare pe care o ai din partea lui Dumnezeu și dacă o ai din partea lui Dumnezeu, chemarea aceasta trebuie însoțită de caracter. De aceea mă înfior când aud predicatori care o țin numai în glume și în bancuri și în flecării. Mă înfior când aud de predicatori care rostesc cuvinte cu mai multe înțelesuri și în bancă tinerii își dau coate și râd și chicotesc pentru că imaginația lor firească a fost stârnită de vorba predicatorului într-o direcție păcătoasă. Mă întreb dacă oamenii aceștia au citit versetul 1 din Iacov 3. Va fi o judecată mai aspră. Ne rugăm însă ca Dumnezeu să scoată învățători adevărați. Oameni care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și oameni care să împartă drept cuvântul adevărului. Există însă o greșeală pe care o fac frecvent învățătorii. Una dintre greșeli este superficialitatea în pregătire. Superficialitatea în pregătire. Iau așa superficial și însăilează ceva fără să se pregătească, fără să studieze, fără să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu și însăilează la repezeală ceva. Am auzit un asemenea om vorbind din cartea Faptele Apostolilor despre pocăința famenului și în loc să-i zică etiopian, i-a zis antiopian. Nici măcar nu s-a uitat dacă e din Antiopia sau din Etiopia. Și apoi ne spune să ne imaginăm ce s-a întâmplat când famenul etiopian a ajuns acasă și a spus soției și copiilor lui ce experiență extraordinară a avut el pe drum. Te uiți la un asemenea om care a trebuit să împartă drept cuvântul adevărului și este superficialitate. Cuvântul adevărului trebuie să fie studiat și cuvântul adevărului trebuie bine, bine aprofundat și cel care predică e dator să lase cuvântul acela să lucreze mai întâi în inima lui. O altă greșeală a învățătorului, a predicatorului, este ca în mod deliberat
să-i atragă pe căi lumești, pe căi rătăcite, pe aceia cărora le vorbește. În mod intenționat, deliberat, își propune să-i ducă pe o cale strâmbă. Biblia vorbește despre aceștia ca fiind învățători mincinoși. Și ne spune Biblia că în vremea din urmă vor fi mulți învățători mincinoși. Trei lucruri pe care vă rog să le rețineți ca să puteți deosebi bine un învățător mincinos de unul adevărat. Un învățător mincinos, de regulă, pretinde că el are o relație directă, personală cu Dumnezeu în afara Bibliei. Lui Dumnezeu îi vorbește direct în afara Bibliei. Ca și când el ar avea firul roșu cu Dumnezeu. Și deși Biblia vorbește clar, el spune, nu mie Dumnezeu mi-a vorbit, și merge împotriva Bibliei. Pretinde această privatizare a relației lui cu Dumnezeu. Doi, sunt oameni care mereu aleargă după oameni ca să-i manipuleze și să ia bani de la ei. Învățătorii mincinoși sunt deosebit de interesați să ia bani și nu dau socoteală nimănui de ce fac cu banii pe care i-au luat. Vreau să vă mărturisesc înaintea Domnului că de când am intrat în lucrare, n-am pus mâna pe alți bani decât banii mei personali, nici la biserică, nici la Uniunea Baptistă, nici la Universitatea Emanuel. Eu n-am semnătură pe bani. Plec în America sau plec în Germania sau plec în Anglia și vin oameni și spun, frate Paul, aș vrea să vă dau să duceți niște bani în țară. Și spun, îmi pare rău, nu pot să fac slujba asta. Sunt păstor și am hotărât înaintea Domnului că nu pun mâna pe alți bani decât banii mei personali. Dar frate Paul, dar nu-s mulți, numai 2000. Și spun, nu pot și nu-i duc. Dacă e cineva dintre cunoscuții mei cu mine, spun, vorbește cu cutare sau cutare, să ia ei. Și o să mă întrebați, de ce nu aduc banii? Imaginați-vă următorul lucru. Vin din America și pe când am ajuns în țară, se întâmplă ceva și trebuie să fug urgent la București. Vin de la București și apare ceva și sunt prins la școală, termin la școală, fug la biserică, vine o mormântare și am uitat de banii aia. Și tu ai primit un telefon că cineva mi-a dat mie bani și nu mai auzi de la mine nicio vorbă. Ce o să-ți treacă prin minte? Oare serios e omul ăsta sau nu e serios? Oare are de gând să-mi dea bani sau nu are de gând să-mi dea bani? Asta e grav de tot, pentru că deja în mintea ta au apărut semne de întrebare. Dar imaginează ceva și mai grav. Obosit fiind într-un aeroport, din neglijență cineva îmi fură geanta în care erau banii tăi. Și vin acasă și spun, frate sau soră, ți-a trimis prietenul, rudenia, unchiul, mătușa, bunicul, bunica, ți-a trimis bani, dar când am fost în aeroport în Frankfurt, cineva mi-a furat geanta cu banii tăi și n-am de unde să ți-i dau. Ce ai zice? Ce, oare chiar furat-o eu? Oare nu e asta așa, trasă de păr? Datorită slujbei pe care o am, trebuie să fiu foarte atent cu lucrurile acestea. Dar când te duci și ai de-a face cu învățători mincinoși, ei iau bani și nu dau socoteală nimănui. A treia trăsătura învățătorilor mincinoși. Lărgesc calea Domnului.
Îți spun că acolo dacă te duci, nu se înrânduieli. Acolo poți fi oricum, pentru că ei au un comportament imoral de care nu dau socoteală nimănui. Nu dau socoteală nimănui de imoralitatea lor. Și dacă cineva i-ar trage la socoteală, să declară independenți. Atenție! Nu dau socoteală nimănui. Dar îți vorbesc în așa fel ca să-ți gâdile firea pământească, să te facă să chicotești, să te facă să ai imaginația care merge în toate părțile, să-ți atreagă copiii, să-ți atragă adolescenții și să le promită o cale largă pe care nu sunt rânduieli ale cuvântului lui Dumnezeu. Va fi o judecată teribil de aspră. Pentru că oamenii aceștia, în mod intenționat, își propun să-i ducă pe oameni în rătăcire din interesele lor, de un fel sau de altul. Nu va scăpa niciun învățător de responsabilitatea judecății înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă există o responsabilitate a învățătorului, există o responsabilitate a ascultătorului, nici ascultătorul nu este scutit de responsabilitate. Ascultătorul este responsabil să judece ceea ce aude și să facă ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la 1 Ioan capitolul 4. 1 Ioan capitolul 4. Prea iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Datoria ascultătorului este să discearnă, să evalueze, să analizeze dacă este calea dreaptă, dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu sau dacă este o cale strâmbă. Fiecare ascultător este responsabil să judece ceea ce aude. Întoarceți-vă, rog, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor 17. Apostolul Pavel predică Evanghelia și după ce pleacă din Tesalonic, ajunge la Bereia și în versetul 11 citim: iudeii aceștia din Bereia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi. De ce? Ca să verifice dacă ceea ce spune Pavel este în armonie cu Scriptura. Predica Apostolul Pavel, Apostolul neamurilor. Oamenii aceștia luau Scriptura să vadă dacă ceea ce li se propovăduiește este în acord cu Scriptura. De aceea vă rugăm să aduceți Biblie la biserică. La biserică nu ne ducem ca la teatru sau ca la concert sau ca la spectacol cu mâinile în buzunar și cu poșeta cea mai mică posibilă. La biserică ne ducem cu Biblia ca să putem verifica dacă ceea ce ni se predică este așa. E responsabilitatea ascultătorului. Ești responsabil să ai discernământ, să judeci. Și să nu fii mânat încoace și încolo de orice vânt și val de învățătură. Apostolul Pavel le spune corintenilor în 2 Corinteni capitolul 11. 2 Corinteni capitolul 11. Versetul 4.
2 Corinteni 11:4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovedească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Ce deschiși sunteți, ce disponibili sunteți ca să primiți un alt Iisus, un alt Duh, o altă evanghelie, sunteți mult mai disponibili pentru ceva fals decât pentru ceva adevărat. Și Pavel le spune, aveți o problemă. Aveți o problemă pentru că refuzați să discerneți lucrurile duhovnicești și să le judecați duhovnicește și din pricina aceasta sunteți ușor de rătăcit. Vă duceți repede într-o altă direcție. Uitați-vă la versetele 13 și 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină și nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și vin oamenii și spun, da, și se închină la același Dumnezeu. Da, și ei sunt, și ei sunt credincioși. Apostolul spune, ai grijă, pentru că este această înșelătorie care este transmisă cu ajutorul învățăturii. Își folosesc limba ca să ducă oamenii în rătăcire. Așa că îmi găduiem o altă întrebare, cât se poate, de directă și fără ridicare de mână. Cât e de ușor cuiva să te înșele în lucrurile spirituale? Fiind în Germania, unul dintre românii de acolo a venit să stea de vorbă cu mine și mi-a spus cât este de mare susținător a unui asemenea individ care, după ultimele minuni pe care le raportează, a înviat un mort în Africa. Și a scris un articol, rugăciunea bogatului din iad a fost ascultată. Că bogatul din iad s-a rugat și a cerut lui Avram să trimită pe cineva din morți la frații lui. Și Avram a spus, așa ceva nu se poate. Și omul acesta spune, ce nu s-a putut atunci a realizat el. A înviat un mort și l-a trimis acum să le spună celorlalți. Și respectivul îmi spune cât este de mare admirator și câți bani a trimis acestui om, că e în stare să-și vândă tot ce are să trimită acestui om care a înviat un mort. Și îl întreb, ce plan are pentru următoarele săptămâni? Și îmi spune că peste 2 săptămâni se duce la operații de ochi. Și întreb, dar dacă a înviat mortul, nu te-a vindecat? Dar de ce nu te duci să te vindece de ochi? De ce să faci operație? Se uite la mine și zice, dar la asta nu m-am gândit. Dar cum nu te-ai gândit? Dacă a putut învia morții, nu-ți poate rezolva ție boala de ochi, trebuie să mergi acum să te taie cu laser? Prin anii 85, eram destul de bolnav, erau niște complicații la corzile vocale și printre cei care au venit să ne viziteze a fost și un medic care era tocmai de specialitate orelist. Și a venit de dincolo și a fost la noi la masă și îi spun ce necazuri am și spun, știi cumva vreun medicament care l-aș putea lua, un tratament care să-l fac? S-a uitat așa de sus la mine, a pus mâna pe umărul meu și a zis, I will pray for you, brother.
am să mă rog pentru tine. Acum eu apreciez rugăciunea. Așa că m-am dus la sertarul cu medicamente, am luat niște medicamente pe care le aveam acolo și știți că au acele indicații cu scrisul foarte mic, mic de tot. Am luat o asemenea hârtie cu scrisul acela mic de tot, m-am dus înspre el și i-am cerut să împrumute ochelarii lui ca să pot citi scrisul acela mic și el avea ochelarii cu lentile tot așa de groase ca fundul la borcan. Deci așa erau de groase lentilele. Și am cerut ochelarii, mi-am promutat, i-am pus pe ochi și n-am văzut numai ceață în fața ochilor pentru că era foarte puternici. Și m-am dus înspre el și i-am spus, vrei să-mi spui ce ar trebui să înțeleg aici? Și el se uită la mine și spune, dă-mi ochelarii înapoi să pot citi. Și eu pun mâna pe umerul lui și spun, am să mă rog pentru tine, frate. S-a supărat foc pe mine. Acum înțelegeți? Eu cred în puterea rugăciunii. Eu cred că Dumnezeu poate vindeca. Că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Dar nu cred în șmecherii. Nici în oameni care vin și înșală și păcălesc și dau speranțe false. Eu cred în ceea ce dă slavă lui Dumnezeu. Dar atenție! Veți fi în situații vulnerabile. Și omul bolnav e vulnerabil. Omul bolnav e vulnerabil. S-ar agăța de orice rădăcină. Și vin tot felul de oameni să spună du-te acolo, du-te dincolo și te plimbă dintr-o parte în alta și unii spun să renunți la tratamentul medical. Și să umbli după tot felul de năluci. Dragii mei, Domnul Iisus a spus, cei bolnavi au trebuință de doctor. Ne ducem la doctor, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și pricepere, ne rugăm pentru cel bolnav ca Dumnezeu să-i dea sănătate, ne rugăm ca Dumnezeu să treacă dincolo de puterea medicilor. Și poate. Dar Dumnezeu o face într-un mod dumnezeiesc și nu-ți duce pe stadion zeci de oameni ca să meargă în cârje, în cărucior, cu ochii bolnavi și să vină de acolo. Și să se spună că n-ai avut suficientă credință. Atenție! Ai o responsabilitate de a judeca. Discerne ce e adevărat. Și Dumnezeu, în sănătatea lui, dacă vrea să te vindece, Dumnezeu îți poate da sănătate. Și ne-am rugat ca biserică pentru mulți și Dumnezeu le-a dat sănătate. Ne-am rugat pentru mulți ca biserică și Dumnezeu i-a lăsat să sufere mai departe. Și le-a spus că apostolului Pavel, harul meu ți este de ajuns. Ne-am rugat pentru unii și Dumnezeu i-a transferat în glorie. Pentru că Dumnezeu este suveran în planurile Lui. Noi dorim fiecăruia vindecare deplină. Dar atenție, este o responsabilitate a celui care predică, este o responsabilitate a celui care ascultă. Și responsabilitatea aceasta n-ai voie să te duci fără să judeci dintr-o parte în alta. Și ajungem acum la ceea ce ne spune Iacov despre limbă. Iacov ne spune că limba are o putere incredibilă. Pe de o parte ne spune că limba este o armă letală. Arma letală este o armă care produce moarte. Deci limba este o armă care poate produce moarte. Este o armă care are o forță extraordinară. Vă rog să vă imaginați următorul scenariu. În timp ce predic, fratele Ghiț Ardelean ar veni pe aici pe scări, vine până la mine și îmi spune ceva la ureche.
Eu mă întorc înspre sală cu o mimică foarte gravă și întreb dacă este în sală și rostesc numele tău. Ce crezi că se întâmplă în clipa aceea în tot trupul tău? Începe inima să-ți bată cu atâta putere de sare din piept. Îți crește tensiunea arterială. Te trec nădușele sau te ia paloarea. Dar de ce? Că doar am rostit numele tău. Vorbele au putere. Vorbele au putere și Dumnezeu ne-a dat harul să folosim cuvintele. Întoarceți, vă rog, la Proverbe, capitolul 12. Proverbe, capitolul 12. Aici, cuvântul lui Dumnezeu spune, în versetul 18, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. O vorbă ușuratică, o vorbă nepotrivită, produce rană de parcă te-ar fi străpuns sabia. Și doar vorbă. Dar limba înțelepților aduce vindecare. Ți s-a întâmplat să stai de vorbă cu cineva și vorbele pe care ți-a spus te-a rănit așa de tare, încât regreți că te-ai întâlnit cu persoana aceea și că ai stat de vorbă. Te-a durut și te-a urmărit vorba aceea, te-a tăiat adânc. Dar te-ai întâlnit cu altcineva care ți-a spus o altă vorbă și ți-a vindecat inima. Și dintr-o dată te-ai înviorat. Și dintr-o dată parcă s-a schimbat tot orizontul. Că vorba aceea a fost o vorbă înțeleaptă care ți-a dus vindecare. Întoarceți, vă rog, la capitolul 16, versetul 24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase și pentru cei cu osteoporoză. Sănătoase pentru oase. Un cuvânt pe care îl spui la vreme și-i potrivit. Pentru că Dumnezeu ți-a dat harul acesta să folosești cuvintele spre zidirea celorlalți, spre încurajarea celorlalți, spre îmbărbătarea altora. Și cuvintele acestea le spui ca un om înțelept la vreme. Iov a avut 3 prieteni care au venit să-l mângâie. Și prima parte a consilierilor, timp de o săptămână, știți ce au făcut? Au tăcut. A fost partea cea mai eficientă a lucrărilor. După ce au început să vorbească, Iov le-a spus, sunteți niște doftori de nimic. Niște mângâietori supărăcioși. Când te duci la cineva care suferă, nu da drumul la gură neînțelept. Nu începe să vorbești acolo și să îi toci și să îi pisălogești și să nu te mai poți opri. Uneori, cel mai eficient lucru pe care îl poți face este să te duci și să stai lângă cineva și să taci. Atenție cei care mergeți la spital. Mi-a fost dat să văd odată pe cineva care s-a dus la spital să viziteze un membru a bisericii noastre care era la oncologie. Era după primele ture de medicație citostatice, îi căzuse părul, a slăbit, era numai piele și os. S-a
S-a dus să-l viziteze și când a zis, vai, vai cum arați. Nici nu te-aș mai fi recunoscut. Dar cum ai ajuns așa? Ce zice, înțeleaptă vorba asta? Nu înțeleaptă. Atenție, mai ales surorile care aveți simț de observație. Fetele au problemele lor cu numărul la îmbrăcăminte. Și dacă îi spui la o fată de 15 ani sau de 16 ani sau de 20 de ani, vai ce te-ai îngrășat! Dar ce ai făcut tu? Parcă ești umflată. Știi ce a făcut vorba asta? A rănit-o adânc. Atenție când stai de vorbă cu cineva, nu încerca să fii ocoș și nu încerca să fii om care dai drumul la comentarii de genul acesta. Vin unii să ne scuze pe cei care folosesc asemenea vorbe și ne spun, frate, de gură e rău, dar la inimă e bun. Credeți vorba asta? Din prisosul inimii vorbește gura. Domnul Iisus spune, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Nu încerca să aperi o gură nestăpânită, o limbă nestăpânită, să spui, numai de gură e rău, dar la inimă e bun. Pentru că vorba aceea taie ca sabia. Vorba aceea poate să dărâme. Vorba aceea rănește. Vorba aceea apasă. Pentru că este relație între gură și inimă, între limbă și inimă, vorbele acelea pe care le spunem se registrează în cer, dar spun multe despre inimă. La ultima vizită pe care am făcut-o în America, am aflat următoarea întâmplare. Un român care are o firmă de renovări interioare a fost angajat de o femeie de culoare negresă să-i renoveze casa. I-a renovat casa și acum era la ultima întâlnire să-i predea lucrarea și să primească banii. Și în timp ce arăta femeii proprietăresei casa și lucrările care le-a făcut, primește un telefon de la alt român, care îl cheamă de urgență la o altă lucrare și omul nostru îi spune prietenului român, ai răbdare să termin cu cioara asta și vin. După care continuă cu doamna să-i predea lucrarea, ia banii și când se iasă din casă, doamna îi spune, cioara asta a făcut facultatea de medicină la București. Înțelegi? Așa e că ar fi vrut atunci să-l înghită pământul? Spune-i că inima e bună, numai gura e rea. Un pastor era în vizită la o familie și invitat la masă, erau și alți meseni, și când s-a servit cu supă, a scăpat din polonic câteva picuri de supă pe fața de masă. Jenat și-a cerut iertare și gazda a spus, nu vă faceți probleme, frate, se spală, nu, serviți liniștit, nu vă faceți probleme. La câteva minute, rândul ajunge la soțul respectiv, se servește și soțul. Și scapă și el câțiva picuri de supă pe fața de masă. Și soția lui de acolo, stând în picioare, spune, no, încă un pămpălău.
Inima e bună, numai gura e rea, așa-i? Acum Biblia spune că limba aceasta este un foc care aprinde o lume de nelegiuiri. Este aprinsă de focul iadului, de focul ghienei. Și nu poate îmblânzi nimeni. Și trăim în lumea aceasta și ne întrebăm, Doamne, dacă e așa de serios? Avem vreo scăpare? Este vreo șansă să scăpăm de sub această judecată? Da, este. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Când au fost trezirile spirituale în Anglia, în zona exploatărilor miniere și apoi în America, oamenii care s-au întors la Dumnezeu au trăit transformări atât de mari, încât se spune despre unii dintre ei că într-o singură clipă au pierdut 90% din vocabularul lor. 90% din vocabular, din cuvinte, le-au pierdut când s-au întors la Dumnezeu. Atât a fost de radicală transformarea. Că până și caii care trăgeau vagoneții cu cărbuni în mină au constatat că stăpânii lor și-au schimbat vocabularul. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Din trezoreria inimii scoate gura. Limba este legată de inimă. Și când te uiți la limbă, vezi cum e inima. Și dacă inima e murdară, limba e murdară. Dacă inima e rea, limba e rea. Dacă inima e bună, limba e bună. Că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să ne schimbe inima. Și să ne spună apoi cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și credința adevărată nu se justifică să spună, auzi, lasă că așa zi-o rău de gură. Credința adevărată spune, gura mea și inima mea trebuie scaduse în robia ascultării de Hristos. Credința adevărată caută să dea slavă lui Dumnezeu și să-i zidească pe ceilalți. Și să lucreze la mântuirea altora. Credința falsă caută mereu justificări. Credința falsă caută mereu scuze ca să spună că așa-i bine și că în cazul lui și Dumnezeu face o excepție. Dragii mei, Dumnezeu nu face excepții. Dumnezeu are o singură cale pentru noi toți. Este calea Domnului Iisus Hristos. Și Biblia spune că în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Vorbirea lui este modelul nostru de vorbire. Și când falimentăm, îi spunem, Doamne, iartă-mi inima mea firească și limba mea nestăpânită. Și am întrebat la început dacă ai jignit pe cineva. Credința adevărată te va ajuta să te pocăiești, să te duci, să vindeci ce ai rănit. Să-ți ceri iertare. Și să folosești cuvintele potrivite. Credința falsă îți va spune, na, astăzi de duminică seara la biserică. Lasă că și așa cum sunt e bine. Iacov spune, credința adevărată trece probele duhovnicești și ne face tot mai asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Uită-te acum la limba ta prin ochii Scripturii
Și eu mă uit la limba mea prin ochii Scripturii. Ca să vedem dacă inima noastră este într-o stare bună înaintea lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna credința adevărată își adâncește privirile în legea slobozeniei, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Și acolo unde vedem că au fost căderi ale noastre și păcatele noastre făcute cu limba, ele și-au rădăcina în inimă. Acolo îi spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ca să pot spune, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și dacă îți recunoști inima departe de Dumnezeu, împietrită față de jertfa Domnului Iisus, legată de lume și de păcat, și gura ți-e plină de vorbe murdare, gura ți-e plină de înjurături și de cuvinte porcoase, și vorbirea ta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, și pentru tine a venit Hristos Domnul în lumea noastră, ca să caute să mântuiască pe cel pierdut. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Îți înnoiește inima, îți înnoiește vorbirea, îți înnoiește gândirea, îți înnoiește relațiile. Și face și din tine, așa cum face din fiecare dintre noi un copil al Domnului, care să ne asemănăm cu El. Uitându-te la inima ta, ești gata să spui, Doamne, te rog să schimbi și inima mea, să o transformi, să-mi dai o inimă nouă, o inimă care să iubească pe Domnul, să iubească Scriptura, calea Domnului, o inimă care să-mi dea o vorbire frumoasă, o inimă care să fie potrivită cu Scriptura, să-mi parte de iertarea ta, să-mi parte de împăcarea cu tine, să faci și din mine, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, un copil al tău. Dacă este cineva gata să-i spună, Doamne, primește-mă în seara aceasta și pe mine. Primește și inima mea și viața mea, iartă păcatele mele și mântuiește-mă și schimbă-mă. Mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată la balcon. Dacă este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea oriunde este cineva la balcon. Slăvit să fie Domnul, să vă binecuvinteze Domnul. Da, am văzut, lăsați mâine jos dacă sunt alții la balcon. Jos aici în sală. Dacă ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine seara aceasta. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Și mâna aceea ridicată este mărturia inimii tale. Că aici, în locul acesta, îi spui, te rog, Doamne, să mă primești și pe mine. Să faci și de mine copil al tău. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm și încheiem cu rugăciune. Și fratele Mihai Mihuț este aici în sală, în primul tronson, va încheia cu rugăciune. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dăruit încă o seară binecuvântată de cercetare, de provocare, de pocăință și te rugăm să primești închinarea și lauda noastră. Mulțumim că prin cuvântul tău ai atenționat învățătorii pe acei care ne-ai chemat să ținem sus cuvântul vieții, să-l proclamăm așa cum ni l-ai dat. Și te rog, Doamne, să binecuvintezi pe toți acei care se ridică în numele Tău, să proclame adevărul, să o facă cu responsabilitate și învățătura cuvântului Tău să poată atinge inimi, să poată transforma, să poată mântui. Mulțumim, Doamne, pentru că ai atenționat în această seară și ascultătorii. Dă-ne înțelepciune și discernământ, să nu cădem niciodată în capcanele celui rău și sub influența învățăturilor străine,
ci să rămânem fundamentați, Doamne, în credința noastră pe temelia Scripturii, pe adevărul Tău care nu se schimbă. Doamne, am înțeles și în această seară încă o dată că din prisosul inimii vorbește gura. Știm că cel care poate schimba inima ești Tu. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să curățești inimile noastre. Amin. De orice cuget rău, de orice întinăciune a Duhului și a cărnii, și să lași plinătatea Duhului Sfânt peste viața fiecărui copil al Tău, pentru ca din inimile noastre întotdeauna să țâșnească râuri de apă vie, o vorbire duhovnicească, curată, care să zidească, să mângâie, să ridice, să încurajeze, să mărturisească numele Tău și o vorbire care să Te onoreze pe Tine. Doamne, mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit în seara aceasta și pentru impactul cuvântului Tău în inimile celor care L-am ascultat. Fă-L mai departe roditor pentru fiecare. Binecuvintează pe cei care I-ai cercetat în seara aceasta și au luat decizia de a Te urma. Schimbă-le viața cu adevărat. Umple-ne pe fiecare de prezența Duhului Sfânt, Cel care poate, Doamne, controla gândirea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, dar și limba noastră. Și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să umblăm cârmuiți de Duhul și sub controlul Tău și sub autoritatea cuvântului Tău, să trăim acea viață care să Te onoreze, nu doar în casa Ta, ci mai ales în afara ei, în familiile noastre, în relațiile noastre, în societate, să se vadă că suntem copii de Dumnezeu născuți din Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Te rugăm, ascultă-ne, rămâi cu noi și harul Tău să ne fie îndeajuns fiecăruia. Amin. Amin. Și înainte de a pleca spre casă, transmitem salutul nostru în Țara Galilor, prin frați, și vă rog să dați mâna unii cu alții și folosiți limba spre binecuvântare. Spune un cuvânt frumos celui din stânga și din dreapta, fă-i o urare frumoasă și invită-i și la următoarea întâlnire în casa Domnului.